Primele pasaje de pe drumul expres au fost finalizate. Începând de astăzi, de la ora 17, se circulă pe podul de pe drumul județean DJ-546, de la ieșirea din Slatina spre Comuna Breben și pe cel de pe drumul național DN-64 din localitatea Oltișoru, Comuna Găneasa. Sunt primele două poduri din cele 75 prevăzute pe acest tronson, iar în următoarea perioadă vor mai fi date în folosință și alte poduri și pasaje. Constructorul este nevoit să redirecționeze circulația rutieră de pe aceste pasaje pentru a putea înainta cu lucrările. Începând cu ora 17, se va trece traficul care este acum pe bretelele de ocolire pe DN64 și pe DJ546, pe noile poduri care au fost recepționate în cursul zilei de astăzi. Deci aș ruga conducătorii auto să fie atenți la semnalizarea rutieră și să intre pe podurile noi. Să știu că oamenii sunt obișnuiți, au trecut foarte mult timp pe bretelele de ocolire, dar trebuie să fie atenți la semnalizarea rutieră și probabil că se vor reobișnui cu vechile trasee. Termenul de finalizare al lucrărilor la drumul expres Creva-Slatina-Pitești este 2023, dar constructorul tronsonului 2 are lucrările în procent de 90% finalizate, ceea ce înseamnă că la sfârșitul acestui an tronsonul 2 va fi gata. Per total, lucrările pe tronsonul 2 se apropie de 90% și am mai spus-o de fiecare dată, speranța este că la sfârșitul anului se vor da în circulație. Drumul expres Craiova-Pitești va avea o lungime totală de 121,18 km și va urma traseul Pitești-Slatina-Craiova. Valoarea contractului este de 1,45 de miliarde de lei. Acesta va purta denumirea DX12, va avea două benzi pe sens și va fi primul drum expres din țara noastră. Șoferii vor putea circula pe această rută cu viteze de până la 120 de km la oră.